foarte extrem de lectură, ceea ce a contribuit foarte mult la dezvoltarea imaginației. Este o persoană care în fiecare fricel de iarbă, în fiecare frunză verde, descoperă inedite tablouri ale naturii și pe parcurs toate sentimentele care apar, se nasc la atingerea cu frumosul, le așterne în mod deosebit pe hârtie. Ceea ce ne demonstrează și expoziția de astăzi. Sunt niște lucrări deosebite. Și vreau să-i urez Vitalin în continuare, să tindă spre desăvârșire, să facă ceea ce face, că face foarte bine. Este o persoană multilateral dezvoltată și în toate domeniile are performanțe deosebite. În continuare, să ne mândrim, să ne bucurăm de performanțele pe care le va obține și să ai în preajmă doar persoane, prieteni fideli care să te susțină. Nu numai familia, dar și prieteni, colegii de clasă.